Romii din Pătrăuți cer ajutorul poliției. Oamenii spun că ulițele satului au fost transformate în piste de raliu. Piloții nu ar avea voie să urce la volan pentru că sunt minori și nu au permis de conducere. Umblă copii de 14 ani, 12 ani, 10 ani, prinde mașina și vine pe aici, face raliuri. Nu este poliție când îl chemăm să vină, că nu că noi suntem la Darmănești, suntem în altele părți. Sunt copii care mână 16-17 ani fără permis. Când le zici ceva, mână mai la vecinul gardioformat, la noi, cât nu se întâmplă și nu este poliție în sat comun atâta de mare, atât. Dar trebuie să pui, să facă ordine, sunt la noi, că noi avem copii, avem probleme, am un băiat cu handicap, trebuie, îl păzesc. Ei când trec copiii pe drum, cu mașinii sub 12 ani, 13 ani, 14 ani, conduc mașinii, ți-e frică să ieși din curte. Din cauza teribilismului și a lipsei de experiență, șoferii și-au parcat în mai multe rânduri mașinile în gardurile localnicilor. Mi-a format gardul acolo. Mi-a format gardul în partea cealaltă. O mai format la un vecin în partea aslantă. La aslantă, la login pe acolo, o format gardul. Nimeni nu face dreptate. Suntem lăsați izbeliști. În fond, noi plătim impozit, noi dăm de tidere la stat, da? Și suntem animănui. Puștii nu țin cont de reguli și ignoră pericolul. Pensionara Maria Răscol a fost cât pe ce să fie accidentată. Femeia a pășit pe poarta gospodăriei când unul dintre teribiliști își testa mașina pe drumul public. Uitați ce vreau la poartă. Uitați aici. Uitați de-a pietrii șansa. Dacă nu m-am făcut, m-am umorat. Localnicii spun că în Pătrăuți este un singur polițist. Ca să ceară ajutor, oamenii sună la 112. Echipa de intervenție vine de la Dărmănești. Când sunăm la 112, nu vine poliția din sat, vine de la poliția la Dărmănești. Da? Și cum vine, așa pleacă. Vă rugăm frumos să iei poliția, comandantul poliției să se iei, să se facă liniște. Nu, până la 1-2 după amiază nu putem dormi. Primarul comunei cunoaște problema, dar spune că nu are soluții. Ați vorbit, de exemplu, la jandarmerie să facă o perioadă de timp mai multă patrulă pe aici? Sau... Nu am discutat. Am transmis cândva o solicitare, îmi spuneau că au efectivele reduse. Eu chiar, dacă, sincer, chiar seara mă gândeam la o chestiune, să fac o hârtie către poliție pentru a încerca să stopa în comuna Pătrăuți circulația autovehiculor de către minori. Aproximativ 40% dintre cetățenii comunei Pătrăuți sunt de etnie romă.